marți, 14 aprilie, fregata Regele Ferdinand a intrat în docul uscat al șantierului naval Constanța pentru lucrări de întreținere și reparații. În ce constau acestea și cum se execută? După 10 ani de la ultima andocare, încearcă să facă un lifting facial, adică să piturăm nava de la măr până la chilă și să facem lucrări de reparații, în principal asupra instalațiilor care nu pot fi reparate decât în condiții de doc uscat. Adică prize de fund, valvule și tot ce ține de aducțiunea apei de mare în interiorul navei. Cum au decurs până acum activitățile? Nu este o misiune ușoară să intri cu nava în doc și la fel cum au început lucrările? Da, nu mi-aș asuma prea multe merite vis-a-vis de intrarea navei în doc. S-a executat cu două remorchiere asigurate de Coremar. Totul a decurs foarte bine, doar că a durat un timp mai lung decât cel normal, în același timp cu noi pe doc, urcând și o navă civilă. Am făcut această manevră ieri și abia am demarat lucrările. În prezent se execută spălarea operei vii cu jet de presiune de apă, urmând ca mâine să execute măsurătoarea a grosimii tablei. Având în vedere că ne aflăm în plină pandemie, sunteți limitați în activitatea dumneavoastră de acest eveniment? Da, ne vedeți ca și pe ceilalți purtând toate măsurile individuale de protecție, atât cele impuse de lucru în șantier, casca de pe capul meu, cât și cele impuse de pandemia prezentă. Va fi greu să ținem 2 metri distanță între doi oameni care încearcă să demonteze o țeavă. Nu va fi greu, ci va fi imposibil. Așadar, vom lucra în ciuda restricțiilor, încercând pe cât posibil să ne protejăm. Noi vă dorim mult succes, spor la treabă și să ne vedem cu bine pe parcursul activităților, cum că totul ar decurge așa cum trebuie. Vă mulțumesc mult, vă aștept și pe timpul lucrărilor și la ieșirea pe mare în urma lor, să ne bucurăm împreună de rezultate bune. Vom reveni și în edițiile viitoare ale emisiunii noastre pentru a vă prezenta modul în care decurg lucrările de reparații la fregata Regele Ferdinand.